Bună! Vreau să zic că eu sunt Luiza, dar bănuiesc că știți asta deja. Oricum, în caz că nu știți, ești Luiza. Iar astăzi am de gând să filmez un TBR pentru luna februarie. Știu că a trecut deja o săptămână, ca atare în TBR am deja o carte începută și una citită, dar vreau să filmez chestia asta acum pentru că nu... După aia deja ratez momentul, iar săptămâna trecută deja aveam ceva pregătit, așa că n-am venit cu asta peste, pentru că deja mi se ducea toată planificarea peste cap cumva. Oricum, lăsând acest aspect la o parte, am 6 cărți despre care vreau să vă vorbesc, de la edituri diferite, iar luna aceasta chiar trebuie să fiu puțin mai organizată în ceea ce privește lecturile, deoarece la finalul lunii trebuie să predau 4 recenzii. Asta înseamnă cumva că nu am voie să citesc luna asta cam orice mi-ar trece mie prin cap, pentru că după aia, cumva, efectiv mă fac de râs că nu mi-am îndeplinit treaba la care m-am angajat și încerc pe cât posibil să evit chestia asta, adică dacă am zis că fac ceva, chiar vreau să fac chestia aia și la timp. Este foarte important pentru mine ca recenziile pe care mi le cere cineva să fie predate la timp. În felul ăsta consider că eu mi-am făcut 100% treaba. Dar trecând peste aceste amănunte, haideți să vă arăt cărțile și o să vă arăt una pe care probabil v-am arătat-o și în ianuarie pentru că nu am terminat-o, fiind vorba de Ansietatea, la care sunt la pagina 257 din capitolul, la capitolul Medicamente. Motivul pentru care merg atât de greu este cu această carte este informația din ea. Este foarte multă informație de domeniul medical și... Cumva nu este genul de carte pe care eu aș putea să o citesc 100 de pagini pe zi. Citesc când am timp, 1, 2, subcapitole, 50 de pagini într-o zi, poate în alta 30, dar în felul ăsta m-am lungit foarte mult cu cartea. Mai am din ea cam 200 de pagini și chiar sper să o termin luna aceasta. Cum am zis, este destul de interesantă, nu pot să zic că nu este. Este vorba despre lupta unui om cu ansietatea și ceea ce mi se pare mie foarte interesant legat de ea este faptul că în multe cazuri s-a dat mai întâi diagnosticul, a apărut mai întâi medicamentul și abia după diagnosticul. Cu alte cuvinte, medicamentul a precedat boala în cazul ansietății. Și mi se pare super ciudat, adică fac un medicament și n-am o boală căruia să-i atribui, stai că inventez acum o boală. Nu zic că ansietatea este ceva inventat de medici, dar ansietatea este în atâtea subdomenii împărțită, încât multe din ele au apărut, deci și povestea în carte, unul din cei care se ocupă cu diagnosticile oficiale, că au ales să includă un diagnostic la un pahar de vin într-o seară, lucru care mie mi se pare puțin mai mult greșit. Dar, hei, cine știe, poate vinul deșurubează mințile geniale și face pe acei doctori să gândească mult mai bine. Cum am zis, sper să termin luna aceasta, mai ales că citesc la ea de ceva vreme. Aș reciti-o poate peste ani, deci este o carte pe care sigur aș reciti-o peste ani ca să înțeleg mult mai bine odată ce presupun că m-aș mai autorizea și mai mult și aș mai și citi altceva în domeniul respectiv. O altă carte pe care vreau să citesc luna asta și de care sunt destul de încântată este Cronicile Fetei Lup, de la Etura Herbenet, fiind scrisă de Cristina Nemerovski. Sper să-i pronunț bine numele autoarei, să nu fac vreo gafă. Îmi place foarte mult începând de la coperta aceasta, nu știu dacă o vedeți pe lumea. Sper că se vede, nu îmi duce culorile aiurea. Și, în caz că nu știați după nume, autoarea este româncă, scrie la editura Herbenet, iar această carte sună cam așa. După ce o vrajă a transformat-o într-o ființă nemuritoare, asemenea mătușii ei, adolescenta Nori descoperă că mai are de înfruntat și un alt blestem, acel al vârcolacului. Încă suferind de pe urma morții mamei adoptive, Nori schimbă numele și începe să colinde prin lume, încercând să găsească liniște, dar și răspunsuri. Nu este singură totuși. O ceață stranie urmărește fiecare pas și după o vreme ea forma unui băiat misterios pe nume Ilia, de care Nori devine din ce în ce mai atrasă, mai ales că acesta o să descopere cum să fie o fată lup. Aflată în vila seducătorului Luca, cel care plănuiește să o ceară de soțire, Nori nu și-l poate scoate pe Ilia din minte. Când însă descoperă de existența unui plan diabolic care îl pune într-o lumină diferită pe bărbatul îndrăgostit de ea, Nori se întoarce în Transilvania pentru a cere sfatul contesei Aneca. Sau Aneche. Mă rog, contesei.
Dar aici o așteaptă un secret care va da întreagă viață peste cap și va face să reconsidere tot ce știu se până în acel moment despre oameni, familie, moarte, iubire, bine și rău. Este un fantasy, după cum v-aș putea da seama, un fantasy cu origine autohtone, de care sunt foarte încântată. Am descoperit în multă vreme că îmi plac destul de mulți autori români și chiar sper să găsesc că îmi place și Laura pe fantasy, dar nu este 100% ce aș citi eu tot timpul, așa că sper că această carte să fie acel fantasy de care am eu nevoie și de ce nu să fie și scris de un autor românesc, ar fi chiar perfect. Mai departe, tot o autoare româncă de care sunt sigură că ați auzit este Petronela Rotar cu cea mai recentă carte a sa, Ajută-mă să ne dispar. Eu de Petronela Rotar am mai citit doar fragmente, i-am mai citit blogul și mi se pare foarte amuzantă o postare de-a ei, cum am fost măritată cu un ticălos sau ceva de genul, în care soțul dânsei s-a dus la benzinărie, a băgat benzină și a plecat fără să plătească, peste o lună au revenit împreună și omul respectiv vine, dar știți că cu o lună nu ați plătit, bărbatul se întoarce la doamna Petronela, tu ai fost, ce s-a întâmplat, nu știu ce, până se vede pe camera de filmat chiar pe el, rămâne mărmurit, nu știe ce s-a întâmplat. Mi s-a părut cumva amuzantă această întâmplare. Omul a explicat că n-a avut să fure, efectiv nu-și dă seama ce s-a întâmplat. Este efectiv și... zic de multe ori efectiv. Este vorba și despre relația pe care doamna Petronela o explică ca fiind o relație care mai departe a devenit-o de prietenie și chiar îmi place cum scrie Petronela Rotar pe blog. Acum am ocazia să citesc și o carte de-a ei. Cred că în casă le avem pe toate, dar ce mama este un mare fan și... nu știu, să vedem ce să iasă, chiar m-a zis, sper să ne înțelegem bine. O urmăresc pe doamna Petronela, cred că de vreo 3 ani și am avut și ocazia să o întâlnesc. Nu într-un eveniment oficial, am întâlnit-o pe plajă în Baltic. Mă uitam pe Facebook-ul dânsei și am văzut-o pe plajă, că se uita la niște, făcuse o poză cu niște stânci, la valuri și mă tot uitam eu la poza respectivă, nu știu că știți, dar... de fapt, nu la Balcic am văzut, am văzut-o în Bulgaria, la o localitate pe lângă Balcic. Și plaja era una naturală, nu intervenise omul pe ea, era o plajă micuță, cu stânci, cu alge, cu mai multe. Și mă tot uitam, seamănă foarte bine cu locul unde sunt eu. Iar când să plec de pe o plajă, am și văzut-o stând pe un prosop. Și m-am dus, am salutat, a fost foarte drăguță cu mine. Na, cred că, nu cred că în fiecare zi stai să pe plajă, la soare și apare una, bună! Dar hei! Mi-am făcut o reclamă, mi-am pus pozitivă de... mă mir că încă n-a venit nimeni să-mi bată la ușă cu cămașii de aia cu mânești mai lungi. Oricum, mai am un autor român și după ne întoarcem la cei străini. O carte pe care am primit-o recent de la domnul René Dușo, nu pot să-i pronunț numele, dar știu că autorul de la noi, fiind vorba despre Minus Infinit, apărută la Libris Editorial, iar mie îmi place la nebunie cum au gândit... așa... cum au gândit autorul și echipa de la Libris coperta. Pentru că dacă vă uitați atent, aici scrie Libris, iar aici numele autorului și nu vedeți nicăieri titlul. Ei bine, titlul este conceput în această imagine. Minusul de aici și infinitul de aici, lucru care mi se pare genial. Oricum, știu foarte clar că ilustratorii de la Libris sunt niște oameni superbi, pentru că și eu am lucrat cu Libris Editorial. În caz că nu v-ați amintit, am scos acum 2 ani de zile cartea pentru copii pisica miau, care a fost ilustrată de cei de la Libris și vreau să vă spun că sunt niște ilustrații superbe. Și o să vă las link în bio, doamne, în descriere cu cartea ca să vă uitați și voi. Mi se pare că sunt disponibile primele 3 pagini pentru a le vedea și chiar sunt superbe. Deci o fac cumva, deci era carte la nivelul ăsta și ilustrațiile le-au urcat-o mult mai sus. Chiar încă o dată mulțumesc echipei Libris pentru cum am avut grijă de pisica mea. Revenim! Am primit cartea aceasta zilele trecute, este o carte destul de subțire, care are cam 150 de pagini și văd că și înăuntru este lucrată frumos, la nivelul capitolelor. Cum v-am zis, mi se par interesante genul ăsta detalii și într-adevăr echipa de la Libris ține cont de ele. Și haideți să vă citesc, nu știu că nu are clasicul, acea prefață clasică, dar avem aici un citat. Privesc către cer, e aproape 10 jumate. Nici să mor, nu am reușit la timp. Bineînțeles, am întârziat până și aici. Da, bănuiesc că și eu aș fi stare să mă întârzi și la propria moarte. Vă spun că am întârziat și la propriul majorat, așa că... în timp ce mă așez pe primul scaun de la bar, îi fac semn barmanului, în speranța că voi apuca să-i pun câteva întrebări. Ami, nu mă observă, dar el îmi verzi de zor. Pentru că toți cei de aici sunt între derută și negare de câteva ori, încercând să mă convinc că sunt aici pentru a-i ajuta.
La urma urmei, care dintre noi poate susține cu mâna pe inimă că n-a murit până acum deloc? La finalul unei rații, la capătul cuiva drag, la mijlocul unei prepoziții, unei propoziții, a cărei continuare o intuiam prea repede. Cumva, chestia asta mă duce... sună foarte interesant, asta mai ales cu morțile, dar mie îmi seamănă foarte mult cu o carte a lui Dan Lungu, în ea toate becurile sunt arse, care de la premiza aceasta pleacă că în timpul vieții murim de mai multe ori, începând chiar cu moartea cuiva drag, cu relația, când ne trezim și vedem că persoana de lângă noi nu mai este aceeași persoană care ne-am căsătorit, când vedem că visele noastre sunt spulberate. Cam pe acolo mă încerc cu gândul și această carte, mi-a plăcut foarte mult cea lui Dan Lungu și chiar sunt curioasă cum va fi aceasta. Următoarea carte este una pe care am terminat-o de citit, fiind vorba de Rețeaua Șaptelor, apărută la editura Nimira. Și vreau să vă spun că a fost una din dorințele mele să o citesc pe aceasta, una dintre marile mele dorințe, pentru că atunci când a apărut în septembrie sau octombrie a fost zita mai tamtam în jurul ei, că o carte feministă, că revelatoare despre femei, despre slujbă, despre muncă, despre copii, despre cum o femeie face față lucrurile astea și cum aleg să scape de un bărbat în momentul în care nu se mai potrivește principiile lor, ceva în genul, mă rog, prin a scăpa înseamnă că omul ăla cam decedează. Adică a fost o chestie dusă la extrem, dar mi s-a părut destul de interesantă. Sincer, întreaga carte mi s-a părut dusă la extrem în ceea ce privește munca femeilor. Nu, să nu se înțeleagă că nu consider că femeile muncesc la fel de mult ca precum bărbații. Departe de mine un gând din genul ăsta, mai ales că am făcut liceu militar și știu că am... Că, na, ca femeie, uneori trebuie să dai chiar mai mult din tine decât de un băiat ca să fiți la același nivel. În unele situații, ceea ce reprezintă seriozitatea, pentru că nu te ia lumea seama la fel de repede ca pe un băiat. De exemplu, la noi în clasa 9, nu aveau voie fete și fete de clasă, chit că aveam mediile, pentru că se considera că un băiat ar fi mai impunător. De asemenea, nu aveau voie fetele la mine la an să comande un an întreg, la fel, un băiat ar fi mult mai serios. Așa că înțeleg chestia asta că, din punct de vedere al statutului, un bărbat tot timpul va părea ceva mai împurător și ca femeie trebuie să te lupți mai mult pentru a obține postul respectiv. Mai filmează camera asta? Da, filmează. Dar în ceea ce privește această carte, mi s-au părut că femeile respective sunt puțin cam spre extrem. În unele situații le-am înțeles. În altele, cred că de fapt au vrut să înglobeze toate motivele care fac femeile uneori să se simtă neapreciate și ca atare autoarea le-a adus pe toate în acea carte. Altfel nu pot să înțeleg sau femeile respective au avut un ghinion nemaipomenit, altfel spus, prin faptul că toate li s-au întâmplat. Aici aș fi modificat puțin, dar în rest mi se pare interesantă cartea. Mi se pare într-adevăr un manifest pentru feminism, mai ales că povestește foarte mult despre situațiile comparative dintre femei și bărbați. Chestia cu ancheta pentru cadavru nu am înțeles-o, dar totuși țin să vă spun că este o carte care nu ridică femeile în slăvi în ceea ce privește... Adică, vorbește despre problemele lor, dar nu le face undeva superioare, mai ales că la un moment dat, una dintre cele patru, așa zise, prietene, își alege partea ei, adică cartea merge foarte mult pe principiul femeile trebuie să se ajute între ele. Ei, la un moment dat, tipa asta, după ce alealtă o ajutată, se uită la ele, face stânga împrejur, îmi pare rău, eu, dacă barca voastră se scufundă, eu fug și mă urc în croaziera care v-a scufundat. Cam așa a fost faza și a meritat-o la final ceea ce s-a întâmplat, a meritat din plin, eu și făcut și mai rău. Dar, cum v-am zis, este o carte interesantă, o carte despre cum femeile răzbesc în viață, cum copiilor sunt încurajați să facă chestia asta, cum este să crești un copil de una singură, cum este să fii cea care câștigă mai mult într-o familie, cum... trebuie să-ți aperi copiii, dar dată este vorba despre o fetiță care la școală este, cum să zic, la școală întâmpină și dificultăți cu băieții, este vârsta aceea în care băieții și fetele încep să descopere că nu sunt doar parteneri de joacă, că fetele sunt mai interesante sau mai neinteresante și fata cumva intră într-o situație neplăcută cu mai mulți băieți pentru că ajunge subiectul miștourilor lor. Dar ajunge cumva
cu o ușoară tentă sexuală subiectul lor de mișto. Iar mama intervine și toată lumea se are în cap că de ce face asta, profesorii permit să se întâmple doar ce îi se pare o joacă de copii, dar nu își dau seama că prin joaca asta de copii și prin ignoranța, ei vor crește de fapt niște bărbați care vor considera că femeile vor ca acele lucruri să se întâmple. Este o carte care privește situația din foarte multe perspective, după cum v-am spus. Consider că sunt duse puțin la extrem, fiind aduse toate în viața acestor femei, dar bănuiesc că este făcut acest lucru pentru o exemplificare mai clară a tuturor acelor lucruri. Sper că m-am făcut cât de cât înțeleasă. Ultima carte, băi, este o carte bună, dar mi-e atât de greu să citesc, cred că m-am gărit din slang. Bă, da, cartea e faină, nu pot să zic că nu, fiind vorba despre un străin în Olandria, de la Itura Paladin, pe care mi-am dorit foarte mult să o am. O urmăresc de când a apărut, dar nu știu de ce, cred că fiind și sesiunea, o citesc foarte greu. Am ajuns până acum la pagina 73 și cred că am început-o de vreo 3 zile. Și în mare parte, în ea este vorba despre această insulă, insula Bari, parcă, în Olandria, poveste despre, mă rog, este vorba despre Olandria, aflată pe o insulă depărtată, care este țara cuvintelor. Acolo avem cărți, avem, mă rog, vrăjitorii învățați, avem medici, avem povești, avem scriitori și acest băiat de pe o insulă aflată la săptămâni de navigare depărtare își dorește foarte mult să ajungă și el în Olandia după ce tatăl său i-a adus un învățător din Olandia. Tatăl său fiind un bogat negustor de piper care și-a dorit ca băiatul său să învețe să citească și să scrie în această limbă pentru a nu putea fi înșelat la calculul mirodenilor. Numai bine că învățătorul nu este atât de axat pe ceea ce trebuia să învețe băiatul, ci mai mult îl învață ceea ce crede el de cuvință că ar trebui să știe băiatul, ca tare băiatul știe despre scriitori, poezii, citește limba Olandrei și este o chestie foarte ciudată, mai ales că atunci când scrie pentru prima oară, el credea că o să învețe semnele pentru cifre și tot repetă 1, 2, 3, 4, 5. De fapt, învățătorul îi scrisese numele, iar în momentul când și-a văzut numele scris undeva, băiatul s-a speriat de forța acestor cuvinte. Cumva cărțile pentru ei absorb viață în viziunea celor din această insulă. Oricum este o insulă destul de înapoiată în ceea ce privește credințele, în care tatăl este stăpânul peste familie, în care dacă te afli în consiliu, umbli cu un... un toiac cu pene sau obstăr roșu, este cumva destul de înapoiată în timp acțiunea în ceea ce privește condițiile umane și religia este una dominată de bărbați în această carte. În sens, și de asemenea băiatul despre care vă povestesc este al doilea fiu al acestui om, primul s-a născut bolnav, și prima soție nu a putut să-i facă copii, a trebuit să aducă o a doua femeie în casă. Prima soție acum o urăște pe a doua destul de mult, se poartă urât cu băieții și sunt tare curioasă acum că a ajuns și băiatul să plece în Olandia, ce se va întâmpla cu ele, pentru că în acest moment băiatul are puterea asupra lor și încă nu știe ce se va alege de tărâm, de casa sa, de piper, de mirodenia pe care o mai cultivă ei pe acolo, pentru că el nu-și dorește să devină neguțător. El își dorește să devină un membru permanent al țării Olandria, își dorește să stea cuvintele, să își petreacă timpul citind, nici de cum să pipăie piperul prin grădină. Sunt tare curioasă, mai ales că este o poveste despre cărți și știți foarte bine, cititorilor ne plac poveștile despre cărți. Chiar sper să fie ceea ce trebuie la final. Sper să pot să o citesc mai mult după examen, dar chiar sper să o termin și la toate astea, deci chiar la toate, o să apară și recenzii pe blog, recenzii care se concentrează doar pe câte o carte. Așa că, în funcție de cum apar, o să vă las în clipurile viitoare link-uri în descriere sau chiar o să editez și descrierea la acesta pentru a putea vedea detaliat despre cărți. Doamne, mă bâlbâi câteodată, nici eu nu înțeleg de ce. Păi, cam asta au fost. Asta au fost cărțile. Asta am fost eu. Îmbrăcat în această blăziță superbă. Și ne auzim săptămâna viitoare. Sper eu că o să facem un wrap-up. Sper s-ar putea să filmez mai devreme. Nu, cam examen vineri. Cred că în mare parte tot duminică ne vedem. Cum vă ziceam, cu un wrap-up sau cu un study with me.
să spuneți în comentarii care v-ar plăcea mai mult. Adică v-ar plăcea să fac roapa pentru ianuarie și februarie împreună sau, și să fac acum o study with me sau să fac acum roapa pentru ianuarie. Lăsați în comentarii. Până atunci v-am pupat și ne revedem!